Ieri, în meciul disputat la Sala Sporturilor din Deva, FC Auto Bergamo-Deva a câștigat finala Cupei României la futsal cu scorul de 6-5 în fața rivalilor de la United Galați. Fanii acestui sport prezenți la meci au avut parte de o partidă spectaculoasă, dar echilibrată. Dovadă scorului foarte strâns, diferența fiind de doar un gol, precum și tensiunea din ultimele minute de joc. Bucuria revenirii cupei acasă după 7 ani și sărbătorirea triumfului au ținut doar câteva ore. De mâine jucătorii se vor întoarce la antrenament pentru că urmează alte provocări. A fost un spectacol și sportiv și de organizare și spectacol în tribune peste tot. A fost un moment foarte reușit. Victorie, bucurie foarte mare. Am sărbătorit puțin, nu prea mult, că toată lumea a fost epuizați, obosiți și psihic și fizic. Unii ne-am retras, am revizionat meciul, puțină odihnă, încă o zi de libertate și după aceea din nou la muncă. Ce urmează? Urmează pregătirile pentru campionat, normal. Fazele finale ale campionatului, să vedem înainte de play-off pe ce poziție ne vom situa. Noi vrem să fim 2, dacă e 3 e bine și vom lupta, bătălia finală se va da în play-off. Prima repriză a finalei a fost spectaculoasă și echilibrată, dar finalul meciului a fost punctul culminant, spune și jucătorul Denis Boldor, care nu s-a îndoit nicio clipă că ar putea pierde finala și în acest an. A fost o tensiune enormă, un meci foarte greu, dar la final ne-am bucurat foarte mult că am câștigat și cu ajutorul fanilor și a fost ceva nemaipomenit, foarte emoționant. Știm cât de mult muncim la antrenament și știm că ce ne-a învățat mister și a fost foarte bine. După 4 finale pierdute în 2017, 2018, 2022, Auto Bergamo aduce din nou trofeul Cupei României la Deva, iar numele celebrului tehnician brazilian Ricardo Camara Sobral, Cacao, cum mai este cunoscut, va rămâne definitiv în istoria futsalului românesc, apreciază și cei de la Federația Română de Fotbal. Drumul parcurs nu a fost deloc ușor. E que me quedo muito contente na semifinal porque eu visto os jovens jogadores de futuro de Deva Futsal jogar na semifinal. El a rămas foarte mulțumit, juniorii din Deva de la noi de la echipă au jucat foarte bine și vede că este viitor în futsalul din Deva. E la final a sido un espectáculo. La final a sido incrível. Jogadores se entregando todo, em tempo todo, e la afição jogando conosco. Finala a fost foarte spectaculoasă, i-a plăcut atitudinea tuturor jucătorilor și că suporterii au fost alături de noi până la capăt. Mulțumit de echipă. Estás graciada de la echipă? Mucho, porque todos estão comprometidos, todos estão entendendo que tiene que cambiar la mentalidad de futsal de România. Si quieres llegar más lejos en otras competiciones, tienes que cambiar la mentalidad, actitud. Am fost foarte mulțumit de toți pentru că am avut atitudine și dacă vrei să ajungi mult mai sus, trebuie să schimbi ceva atitudinea, în primul rând. Victoria de ieri a adus și o schimbare administrativă la club. CSM Deva a câștigat un club de elită, deoarece Auto Bergamo va fi preluată de primărie. Chiar astăzi a avut o ședință la primăria municipiului și s-a anunțat public că Auto Bergamo va fi preluată de către CSM, clubul sportiv al municipalității. Noi vom ceda pentru comunitate, am făcut totul, clubul, palmaresul, absolut tot către primăria Deva. Eu voi reprezenta în continuare secția de futsal în cadrul clubului și o să facem treabă, sper, mult mai bună în continuare.